Sunt oameni pentru care o viață simplă, fără griji și fără prea multă implicare, nu este suficient. Un fost preot, care acum este primar al satului Băcsan din raionul Soroca, consideră că salariul de 4.000 de lei este prea mult pentru el și familia sa, așa că a hotărât să-i ajute și pe cei săraci. Din banii pe care îi câștigă, cumpără pâine și o împarte la nevoiași. Deși este un exemplu pentru toți ceilalți, Ghenadie Pereteatcu evită lumina reflectoarelor și preferă să-și vadă liniștit de munca lui caritabilă, fără să ceară nimic în schimb. Greu s-a lăsat convins să vorbească despre faptele pe care le face. Primarul cumpără pâine pentru 50 de bătrâni din sat, de două ori pe săptămână. Eu mi-aduc aminte, eram eu micuț, mă la grădiniță, aveai grijă mă de mine. Și e rândul meu. Trebuie pâine. Cum nu întreb? Ce-ți mănânc? Nici făină n-am, nici pâine n-am. E bun, e bun, noi suntem bătrâni, suntem departe de magazin. De la dos și ei și alții. Exemplu. Nu este la primul său gest caritabil. Până să ajungă primar, Ghenadie Pereteatcu a fost paroh al bisericii din localitate, așa că îi ajuta pe cei săraci cu ce putea. A deschis și o cantină socială în care cei nevoiași pot veni să mănânce o dată pe săptămână. Ideea a pornit văzând greutățile oamenilor și văzând necazurile lor. Timp de iarnă era găsuși, era practic pentru majoritatea bătrânilor, era imposibil de a se deplasa la magazin și de a-și cumpăra pâinea cea necesară lor. 4.000 de lei, cineva ar spune că este suficient sport. Chiar dacă are cea mai numeroasă familie din sat, adică îngrijește de 5 copii, din salariul de primar, 4.000 de lei le reușește pe toate. Este susținut de cei de acasă, dar și de locuitorii satului. Când a zis, ne-am amintit de bunica mea când tot era în vârstă și trebuia să ies duc la magazin să-și cumpăr o pâine și vedem greutatea ei. Și când părintele a zis, dacă îți dăm o pâine, dar eu am fost de acord. Noi la părinți am căpătat o educație foarte bună. În primul rând să fim bogați spiritual, adică cât mai mult bine să facem. Tu și vine pensat la oameni, hrănești o dată în săptămână, duminica, 50 de persoane. Bătrânii vulnerabili, care mai săraci. Recent în presa din Moldova au apărut niște imagini cu mai mulți deputați care s-ar fi plâns că abia de supraviețuiesc din salariul care variază între 10 și 20 de mii de lei. Gestul acestora a fost criticat dur de opinia publică.